Proverbele, capitolul 27. Nu te fări cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Piatra este grea și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. Furia este fără milă și mânia nevalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Sătulul calcă în picioare fagul de miere, dar pentru cel flământ toate amărăciunile sunt dulci. Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul său. Cum înveselește unde lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Fiule, fii înțelept și înveselește-mi inima, și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește. Omul chibzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. Ia-i haina, că s-a pus chezaș pentru altul, ia-l zălog în locul unei străine. Binecuvântarea aproape lui cu glas tare, dis de dimineață, este privită ca un blestem. O strașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Cine oprește, parcă oprește vântul și parcă ține unde lemnul în mâna dreaptă. După cum fierul ascultă fierul, tot așa și omul atâță mânia altui om. Cine îngrijește de un zmochin va mânca din rodul lui, și cine își păzește stăpânul va fi prețuit. Cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului inimii omului. După cum locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului? Aceea este bunul nume pentru un om. Un nebun, chiar dacă l-ai pisa cu pisologul în piuă, în mijlocul greunțelor, nemulia tot n-are și din el. Îngrijește bine de oile tale și ia seama la turmele tale, căci nici o bogăție nu ține veșnic și nici cununa nu rămâne pe vecie. După ce se ridică fânul, se arată verdeața nouă și ierburile de pe munți sunt strânse. Miei sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Laptele caprelor se ajunge pentru hrana ta, a casei tale și pentru întreținerea slujnicilor tale. Psalmul 126. Când a adus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă visam. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri, Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Doamne, adu înapoi pe prinșii noștri de război, ca pe niște râuri în partea de miază în zi. Cei ce seamănă cu lacrimi vor se cera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui el le dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, că cei nu vor rămânea de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Psalmul 128. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui, căci atunci te bucuri de lucruri mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevastă ta este ca o viță roditoare înăuntrul casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul.
să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi, pacea să fie peste Israel. Psalmul 129. Destul m-au asuprit din tinerețe, s-o spună Israel. Destul m-au asuprit din tinerețe, dar nu m-au biruit. Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea. Domnul este drept. El a tăiat funile celor răi, să se umple de rușine și să dea înapoi toți cei ce urăsc Sionul, să fie ca iarba de pe acoperișuri, care se usucă înainte de a fi smulsă. Secerătorul nu-și umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-și încalcă brațul cu ea, și trecătorii nu zic, binecuvântarea Domnului să fie peste voi. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Psalmul 130. Din fundul adâncului te chem, Doamne! Doamne, ascultă-mi glasul, să ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la tine este iertare, ca să fii de temut. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința lui. Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Israele, pune-ți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare. El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui.